Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi este momentul în care, deci am ratat cam cu vreo câteva zile, momentul în care vom discuta despre Rapid CFR Suceava și startul în noul sezon de Liga a doua. Practic, echipa Fanion a județului a debutat sâmbătă pe stadionul Farul din Constanța. Tot Farul se cheamă, nu? Da. Sau, nu, Farul. Au mai schimbat la un moment dat. Pe stadionul Farul din Constanța cu un cu o remiză, nu albă, ci scor 1-1 în noua ediție de campionat și mărturisesc că aș fi vrut încă de săptămâna trecută, dacă nu cumva mai devreme, să povestim mai multe de toate cele câte s-au întâmplat în această vară la Rapid CFR Suceava, pentru că s-au întâmplat lucruri bune și vreau să le scoatem în această seară în evidență. S-a muncit mult la nivel administrativ, s-au adus mulți jucători buni, cu alte cuvinte, suntem pregătiți sau mult mai bine pregătiți față de anul trecut pentru această Liga a doua, seria întâi. De asemenea, vreau să fie așa ca și un fel de avanpremieră pentru meciul cel vom disputa sâmbătă de asta dată pe stadionul Aren și atunci, cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră vor fi alături de echipă. De ce nu? Să fim, cum se spune, al 12-lea jucător. Pentru a evidenția toate aceste lucruri, alături de mine în cadrul platoului, în cadrul platoului Bucovina TV se află președintele clubului, domnul Dumitru Moldovan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Antrenorul echipei, Bogdan Tudoreanu, bună seara! Bună seara! Și nu în cele din urmă, sau așa fi trebuit să încep cu Dorin Semeghin, cel mai exponențial jucător al echipei, capitanul de echipă. Bună seara! Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Da! La ultima emisiune stabiliserăm așa, că vin cu șampania, că ne salvăm de la retrogradare. După aia am discutat și am zis, o păstrăm pentru altceva, o ținem tot la rece. Parcă nu a fost acea salvare de la retrogradare cum ne-am dorit. Salvarea de la retrogradare sper că nu o să mai fie pe buzele noastre. Un obiectiv de-al nostru. Și eu din tot sufletul îmi doresc lucrul ăsta. De aceea ne-am întărit și am adus niște jucători cu experiență și chiar dacă nu sunt cu state mari de Liga a doua, dar au o experiență, au jucat titulari unde au fost și sperăm că vom fi acolo în primele șase și nu vom avea obiectiv salvarea de la retrogradare, ci din contră clasarea în primele șase, asta însemnând participarea la play-off. Dumneavoastră constat că sunteți așa un viitor potențial foarte bun politician. Eu vă întreb una, dumneavoastră răspundeți alta. Cu alte cuvinte, vreau să evidențiez un pic că noi și în ediția precedentă de campionat puteam fi mult mai relaxați, mult mai liniștiți, inclusiv dacă discutăm de play-out. Dacă acest play-out s-ar fi disputat, cum să spun, cap-coadă așa cum era stabilit. De ce? Noi trebuie să recunoaștem că anul trecut am avut un lot valoric, dar un lot foarte, foarte subțire. Deci nu am avut, să zicem, subțire din punct de vedere numeric. Numeric. Și orice accidentare, orice cartonaș se recunoaște, se simțea. Exact, și nu ne-am permis nici din punct de vedere financiar să mai aducem jucători, fiindcă orice jucător venit trebuie plătit, cazare, masă și era o cheltuială în plus. Acum, cu ajutorul sponsorilor, cu ajutorul primăriei, avem un lot, zic eu, valoric echilibrat. Deci, nu, mâine, de exemplu, ai mei, nu știi care e titular, care nu. Bineînțeles, sunt câțiva titulari care... Da, bun, unul e aici de față, deși, la cum știu eu, niciodată nu o să recunoască lucrul ăsta, o să spună că întotdeauna se luptă pentru postul de titular, dar
atâta timp cât există concurență pe fiecare post, și aici mărturisesc că am avut o discuție cu Bogdan Tudoreanu și îmi spunea că el ca și antrenor este mulțumit din punctul ăsta de vedere, pentru că anii de antrenorat i-au dovedit un lucru că se poate declara. Atunci când există concurență, tu ca antrenor ești relativ mai liniștit, pentru că fiecare jucător în parte își dorește să facă performanță. Da, sigur că da. Deci, toți jucătorii care au venit sunt jucători buni, au calitate, au crescut și concurența, iar asta nu poate să fie decât benefic în folosul echipei. Vă dați seama, avem dubluri pe fiecare post, linia de fund stăm bine, jucători cu experiență, marea majoritate, mă refer de exemplu... Avem la... două soluții pentru postul de portar? Sigur, doi portari de valoare, linia de fund, de exemplu, care am jucat la, la Constanța, Bălan, Velescu, Plecanciuc, Semeghen. Toți jucători cu experiență, cu multe jocuri la Liga 2, cei doi, Daniel și cu Seme, cu multe jocuri la Liga 1. Și toți patru suceveni. L-am făcut suceveni și pe Velescu, nu? Sigur. Da, plus că mă, și la copii stăm bine, sunt copii buni, a venit Iron ăsta, un jucător extraordinar de bun, un copil extraordinar. Cam de când timp îl urmăriți dumneavoastră? Că știu că e ceva vreme de când a spus prima oară de Tiron. Și dumneavoastră și domnul după președinte. După jocul care l-am jucat aici, am mâncat cu Botoșani. Nu mai dinainte? Nu, nu, fiindcă jucătorul a fost adus de Botoșani și fiind sub 21 de ani, ne l-am dorit foarte mult noi. Și, într-adevăr, acum trebuie să recunoaștem că mai mult de 3/4% din salariul jucătorului este plătit de cei de la Botoșani. Încă o dată avantaj că suntem aici, foarte aproape, și bă, da, sigur, lucrul ăsta, până la urmă, contează. Sigur. La linia de mijloc, la fel, v-am zis, stăm bine. Jucători tineri care au potențial, iar în atac, 3 atacanți cu experiență. Toți 3 jucători valoroși. Care vor fi... e mai greu de acum, Ted, îți spun că se poate declara, mai greu să faci echipa. E mai greu, dar e bine. De, dacă stăm și ne gândim ce a fost anul trecut, e mult mai bine. Bun, anul trecut oricum a fost o perioadă intermediară în ceea ce, sau o perioadă de tranziție în fotbal, și anul ăsta practic până la urmă asistăm la o, la o altă tranziție, pentru că se reformează, ca să spunem așa, prima ligă. Vor pica cel puțin în acest sezon competițional mai puțin de 6 echipe din, din prima ligă. De asemenea, la Liga a doua, să vedem care va fi situația până la finele campionatului, pentru că vă mărturisesc că mie nu mi s-ar părea nimic extraordinar să aud echipe care ori se desființează, ori se retrag, ori au cine știe ce mega probleme financiare. Și tare mie că până la urmă aceste mișcări din, din piața Ligii a doua, ca să-i spun așa, vor genera schimbări în clasament care pur și simplu parcă n-ar fi din, din plan sportiv. Mă gândesc la o serie de meciuri câștigate, după care se anulează rezultatele din meciurile respective. Nu m-ar mira să se întâmple așa ceva. Eu știu însă un lucru și mie cel puțin mi-a fost dovedit de foarte multă vreme încoace. Atâta timp cât discutăm de Suceava aici, niciodată n-au fost salarii exorbitante, n-am, cel puțin în perioada modernă, iar dar totul s-a derulat corect până la urmă. Din ce am înțeles, la ora actuală suntem la zi cu salarii, nu sunt salarii mari la Suceava, dar situația financiară e stabilă. A fost una din condițiile pe care le-ai pus și tu, Dorine, nu? Ca să rămâi la Suceava. Da. O siguranță, o certitudine. Dom'le, câți bani? Atât. Ăștia așa, da. Nu am pus condiții. Înainte de a începe campionatul, am avut o ofertă de la ASC, dar se știe. Și m-am fost înțeles tot, numai că nu mi-a convenit partea financiară, ce vrea să-mi dea la semnătură, era într-o lună de zile, așa e acolo la ei,
politica a clubului. Și până la urmă a rămas acasă și sunt bucuros că a rămas acasă. Ce pot să zic? Să facem cât mai bune jocuri. Da. Atât? Doar cât mai bune jocuri și rezultate. Rezultatele, în primul rând. Spre exemplu, dacă e să pomenim meciul de sâmbătă, tu, sincer, pe ce ai dat vina că n-am reușit să-l câștigăm? Meciul de sâmbătă de la Constanța? Meciul de sâmbătă de la Constanța. Am avut, ca și derulare, o primă repriză. În prima repriză am pierdut un jucător din teren. Da, am avut. Nu știu de ce, dar eu personal n-am fost la fața locului, aș vrea să-mi povestiți, fără a arunca vina pe arbitri, dar se mai întâmplă. Eu am văzut și baseră într-un meci de primă ligă, ceva care mie personal nu mi s-a părut tocmai în regulă, ce s-a petrecut la meciul de la, dintre Ploiești și CFR Cluj. De altfel am înțeles că foarte vehement a fost Mircea Lucescu, care a fost și el prezent la meci. Da, îl pot bănui de subiectivism, pentru că fiul său era antrenorul Petrolului, echipa care a fost dezavantajată din punctul ăsta de vedere. Dar ceea ce am văzut eu, mie mi s-a părut că unele decizii, și cel puțin cea de-a doua eliminare la Geraldo, a fost ușor exagerată. Vreau să-mi povestesc ce s-a întâmplat la Constanța, pentru că în prima repriză am avut jucători eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, iar chiar și în atare situație, tot noi am fost cei care au condus cu 1-0. Da, de când am plecat de la Suceava, noi ne-am dus cu gândul la 3 puncte, a zis și Ted, înainte de a pleca. Am plecat cu 2 zile, am plecat cu 2 zile să avem timp de odihnă, să... La meci, profesionist, cu alte cuvinte. Da. Meciul, am început bine jocul, a fost la pauză 0-0 și după aia a venit golul. 1-0 pentru noi. A fost eliminarea lui Cercel, dar prea ușoară. N-a fost acolo, s-a văzut că n-a fost de talpă și de-a doilea galben. Așa a considerat arbitru. Da. Ted, cum s-a văzut de pe bancă? Ce să vă zic, a fost primul joc oficial pentru ambele echipe și, adică pentru noi, al doilea, practic. Dar a fost, ce să vă zic, prima jumătate de oră așa, ca un joc de tatonare, să zic, poate cu un plus pentru noi. Prima situație, ei practic presiunea au pus după luarea cartonașului roșu de Cerlinca, au avut 5-6 minute când au avut vreo 4-5 cornere. Apoi jocul s-a liniștit de a doua repriză cu un om în minus, am stat foarte bine în teren, am marcat golul, a fost o greșeală în lanț, să zic așa, părerea a fost faza aia rapidă, care l-a depășit pe Seime, a ajuns târziu la dublaj, fundașii, da. Și el din alunecare cumva a dat centrarea, a dat-o perfect și l-a prins pe Enciu între fundașii noștri, între fundașul central și între Velescu și Bălan. În rest, așa, ce să zic, apoi, într-adevăr, după primirea golului au mai avut vreo 4-5 minute de presiune în care am mai avut două situații, dar una peste alta, cred că mare jocul a fost, cum să vă zic, dacă cu puțină atenție putem să ne întoarcem cu toate 3 puncte. Nu, chiar, putem spune, nu putem spune că a dominat Farul. Nu. Putem spune nici că am dominat noi. Nu. A fost echilibrat. Vedeți, îmi pun întrebarea. Oare nu puteam domina dacă eram în 11 jucători? Știți cum e. Situația așa a fost să fie. Domnul Moldovan, apărați-vă clubul. A fost meritat al doilea cartonaș galben? Că nu, primul n-a fost. Nu, dar pentru indirect oricum nu se dă cartonaș galben. Deci a fost total, păi este lovitură liberă indirectă și nu se sancționează cu cartonaș galben. Decât dacă jucătorul asupra căruia a fost... Periclitează integritatea corporală a adversarului. Nu a fost cazul. Cum a pățit Guriță la meciul de Liga 4, i-a spart nasul și l-a luat salvarea și... În fine, dar să nu trecem aici. Ce se întâmplă? Sunt arbitri care spun că sunt arbitri de perspectivă, îi dă în meciuri, știu eu, poate mai grele, să zicem că ăsta a fost totuși un meci greu. Echipele când sunt echilibrate, meciurile pentru arbitri începători sunt mai grele. Și
Într-adevăr, a făcut și un exces de zel. Se vede că nu a fost rău intenționat, fiindcă spre sfârșitul meciului l-a dat și pe fundașul dreapta Bejan de la Farul Constanța, tot pentru cumul de cartonașe. Deci ăsta înseamnă... Dar astfel spus totuși până la... Bun, eu aș putea să catalogez asta că a dat în compensare sau... Nu compensare, nu, se iasă totuși el în evidență, dar un arbitru iese în evidență când se termină jocul și este neobservat. Iar un moderator nu iese, e bine să nu iese în evidență și să furnizeze exact momentul pentru publicitate, cum fac eu acum. Da, suntem din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii noastre. Rămăsesem cu discuțiunea vis-a-vis de meciul de la Constanța. Domnul președinte, v-am întrebat, v-ați apărat clubul ăsta, cât se poate clar. Cum a fost, să spunem așa, acest al doilea meci oficial, cum îl catalogați dumneavoastră, pentru că e primul meci din Liga a doua, de al doilea meci oficial al anului. A fost un meci destul de bun, cu un adversar pe măsură și... Farul s-a întărit. Da, s-a întărit foarte, foarte, a adus mai mult jucători. 17 jucători au adus. Oh. Erau și într-o situație mai erau delicată. Erau într-o formare. Da. Și ne bucurăm că totuși am venit cu un punct, regretul că nu am venit cu toate trei. Eram aproape, dar, din păcate, așa se întâmplă în fotbal. Sâmbătă, când încercam să urmăresc ceea ce se întâmplă, încă nu s-a hotărât cine, cum televizează, despre ce este vorba, am găsit pe majoritatea presei, pe site-urilor de specialitate, informația conform căreia Liga a doua a demarat un protest, înțelegând să înceapă în primă fază acest protest prin a întârzia meciurile cu 10 minute față de ora oficială a startului partidelor. Da, deci Federația Română... La Farul s-a întâmplat același lucru? Da, peste tot am înțeles că numai la la Dorohoi nu... La Dorohoi a început fix la ora 11. Probabil și foamea, dragul de a vedea și în sfârșit Liga a doua la Dorohoi s-a întâmplat lucrul ăsta. Acesta a fost un protest care l-am hotărât toți președinții de Liga a doua, deoarece Federația Română de Fotbal a dat avizul, vechea conducere a dat avizul acum în 2010 când s-a format Liga a doua. Repet, a dat avizul de formare a Ligii a doua, pe atunci era în Liga a doua și echipa Viitorul Constanța și probabil un cuvânt mare de l-a avut și Gică Hagi, că reprezenta Liga Viitorul Constanța și a dat avizul prealabil. Acum trebuie să... Pentru înființarea Ligii Profesioniste LPF2. Da. Acum, acel a fost un aviz de principiu și trebuia acum a dat avizul de constituire. De facto. Da, fiind terminate toate formalitățile. Și întârzie să-l dea, deoarece se știe foarte bine că Liga a doua contribuie cu aproape 2 miliarde la Federația Română de Fotbal. Din moment 2 miliarde de ce? De euro. Da, să punem, să punctăm în clar că e vorba de euro, nu de lei. Din moment ce ne constituim liberi, aparținem de Federația Română de Fotbal, dar ne autofinanțăm. Și atunci Federația Română de Fotbal pierde tot ce, orice încasare de la Liga a doua. Da, practic ar fi exact mecanismul după care s-a constituit Liga Profesionistă de Fotbal, LPF1, și s-a născut greu această ligă, dar până la urmă un lucru pe care îl putem vedea foarte în clar e că odată constituită această ligă, odată constituit acest mecanism de apărare, aș putea spune, al ligii și totodată de luptă pentru a produce bani, Liga Profesionistă a ajuns la ora actuală să fie capabilă să gestioneze
anumite contracte, anumite drepturi de televizare și așa mai departe, astfel încât sunt echipe din Liga a doua și nu puține care supraviețuiesc în regulă cu banii care le revin din drepturile de televizare, din publicitate și așa mai departe. Se știe foarte bine că noi, Liga a doua, la Federația Română de Fotbal, avem numai obligații, drepturi nu avem. Spre exemplu, de ani de zile, UEFA de bani pentru grupele de copii, grupele de juniori A și B. Și spune clar acolo, vor beneficia de acești bani toate cluburile afiliate la Federația Română de Fotbal care au juniori A și B. Și deși noi, Liga a doua, suntem obligați să avem juniori A și B, nu am primit niciodată nicio sumă. Anul acesta a fost o sumă de 57.000 de euro pentru fiecare echipă. Din Liga 1. De Liga 1. Anul trecut a fost câte 100.000 de euro. Vă dați seama, 50.000 de euro pentru noi la Liga 2 ar fi extraordinar. Bun, hai să spunem că nu ar veni 50.000 de euro pentru că ar trebui împărțit și între Liga 1 și Liga 2. Practic ar crește numărul de echipe, banii, să spunem, ar fi aceiași, dar dacă acum un an de zile au fost 100.000 de euro, măcar 30.000 de euro ajungeau și la un club de Liga a doua, ceea ce, dați-mi voie să vă spun, atâta timp cât orice club este obligat să țină echipele de juniori A și B, e un balon de oxigen. Și plus de asta sunt niște taxe la Federația Română de Fotbal, de exemplu un transfer, orice transfer în Liga a doua, pe noi ne costă 9 milioane, iar orice transfer la LPF Liga 1 costă tot 9 milioane. Deci nu este normal ca noi să plătim cât plătește Liga 1. Poate că este normal, dar vedeți dumneavoastră, poate că ăsta e prețul corect, 9 nu milioane. Este... Dar la Liga 1, Liga la final de campionat, trage linia și spune așa, echipa de pe locul 1, atâția bani primești. Echipa de pe locul 2, atâția bani primești. Cei drept, Liga se străduie, de-a lungul anilor am văzut lucrul ăsta, vinde drepturile de televizare, vinde publicitate în cadrul acestei competiții și așa mai departe, dar la urmă vine și dă, înapoiază cluburilor bani. Corect. Și atunci îmi convine să plătesc 9 milioane acolo la forul care gestionează toată activitatea, atâta timp cât și mie îmi vin bani din punctul ăsta de vedere. În momentul de față, dacă e să continuăm discuția vis-a-vis de LPF 2, care sunt care e viziunea? Nu, avantajele astea? Bun, haideți să începem cu avantajele. Vreau să vă întreb care este viziunea colegilor noastre, celorlalți președinți, cam ce se dorește la ora actuală? Păi, vă dați seama că discutăm de avantaje. De exemplu, noi acum un transfer este la LPF2, dacă va fi și sunt sigur că va fi LPF2, este în jur de 5-6 milioane în loc de 9. Da, când taxele mi-a spus, pentru... acum o săptămână când v-am sunat, mi-a spus câți jucători a trebuit să legitimați în ziua aia? 10? 10 jucători. Deci noi plăteam fără viză, plăteam 90 de milioane. Fără viză. De la IV, cu viză, da. Cu viză peste 100 de milioane. Deci, asta numai ca să schimbe acolo, în hârtie ceva. Și chiar dacă la un jucător îi se termină un contract, îl prelungești, dacă vine de la altă echipă, este exact ca un transfer. Până anul trecut nu se taxa și înnoirea unui nou contract. Acum se taxează exact ca un transfer. Sunt echipe din ce în ce mai puține, la federație sunt cheltuieli din ce în ce mai mari și nu are de unde să ia. De la Liga a doua, Liga a treia sunt mai săraci, la ei un transfer e 3 milioane și 600 de mii, am impresia, și de la noi. Dar aceea suntem și noi obligați să facem echipă de Liga 4-a, 5-a în județ, să facem și la juniori tot așa e transferul? Și la juniori, peste tot. Da, nu, zic transferul la juniori cât costă? Nu știu, e mai puțin, nu. Dar, oricum, sunt vizele mari la federație. Da, cu alte cuvinte, după cum ați punctat și foarte, foarte în clar pentru mine, domne,
Noi vis-a-vis de federație avem doar obligații, drepturi n-avem. Cam ar fi cazul. Ceilalți președinți de club ce au de gând? Adică acum a fost acest prim pas în protest. Și anume întârzierea meciurilor cu 10 minute. Putem să vedem și alte lucruri noi, care se întâmplă. Oricum, domnul Brașoveanu, vorbim zilnic cu dumnealui la telefon și e posibil ca să nu ne mai prezentăm, ceea ce e foarte grav, că sunt mai multe discuții aici. Bun, dacă încorporăm, aici nu e vorba de neprezentare, aici e vorba de un boicot pe care îl pot face echipele de Liga a doua, tocmai pentru a se putea face și ele auzite, adică și eu cred că lucrul ăsta îl vor înțelege foarte bine spectatorii din toată țara, tocmai pentru a se revitaliza Liga a doua. Ăsta e până la urmă demersul final. Asta se dorește, adică o funcționalitate. Eu mă gândesc la următorul lucru și aici știți foarte bine că au apărut discuții mai multe pe această temă. Dacă Liga a doua ar fi transmisă la nivelul cum este transmisă Liga întâi, adică aproape toate meciurile, și fie vorba între noi, tehnic este posibil pentru că există suficiente televiziuni care pot face lucrul ăsta fără a da nume, Liga a doua va crește în valoare mult și din banii încasați din drepturile de publicitate, dar și din posibilitatea asta de a urmări meciurile respective. Dacă ne uităm la Liga a doua, sunt foarte multe orașe mari care au prezență la acest eșalon, nivel de eșalon fotbalistic. Da? Mă gândesc că trecând peste, sau dând la o parte Suceava, care e un exemplu aici de față, dar avem Timișoara, avem Arad, avem Constanța, avem zeci de cluburi. Sunt cluburi mari, Satu Mare, Bihor, chiar și Buzău a fost și în Liga întâia. Până anul trecut a fost Iașiu, nu? Da. Adică sunt orașe mari, sunt comunități importante care cred eu ar trebui respectate mai atent de Liga Profesionistă de Fotbal, astfel încât personal în demersul pe care îl face... Și un jucător altfel joacă când meciul este televizat și... Nu seme? Da. Bun, asta este cât se poate clar. Deci n-ar fi decât un plus. Există inclusiv varianta aceasta a boicotului dacă Federația Română de Fotbal nu își îndreaptă atenția către solicitările viitoare Ligii. Noi de-aia am început elegant. Un protest mai agresiv totuși, că putea să începem inițial, am hotărât să cu banderola albă, cu dar asta nu știe nimeni. Meciul începe, când se întârzie, într-adevăr se întârzie și dacă se află toată țara, că toate site-urile așteaptă să transmite. De ce nu transmite? Când ai banderolă, nu știe lumea că ai banderolă și pe site omul se uite, da, dom'le, se joacă meciul, e în regulă. Când nu se joacă, e o problemă. Da. Cu cine jucăm sâmbătă? Cu Dorofe. De aici, așa? Aproape? Aproape, vechic. Da. Ce știm de Dorohoi, în afară de Prisac? Nu? Prisac e important la Dorohoi. Știm tot. Da, am avut o discuție dimineață cu băieții și le-am zis că o să fie un joc dificil, să nu-l tratăm ușor, fiind serios, toată săptămâna să ne pregătim cu răspunzător că va fi un joc ușor. Vedeți că toată lumea îi dădeau și la primul joc cu Slobozia, care e o echipă bună anul trecut, îi dădeau victime, să zic așa, sigur. Și vedeți că au făcut un joc bun și au fost la câteva minute de a câștiga jocul. De aia zic că ei sunt o echipă omogenă, joacă de mult timp împreună. Este adevărat că le-au plecat câțiva jucători importanți și lor. 3-4 jucători importanți, dar totuși să știți că primul 11 l-au bun și e o echipă grea. Cel puțin acum la început de campionat. Sigur, și el anul ăsta de început și motivația lor și v-am zis... E prima lor deplasare, dar bănuiesc că vor veni mulți dintre suporterii din Botoșani aici. Sigur, la Suceava să-i da. Susțină. Și, dar eu sper ca experiența jucătorilor noștri și
jocul nostru de pe teren propriu să ne aducă prima victorie. Ăsta e un lucru foarte important, domnule Doreanu, vă spun ca o voce, vorbesc acum în numele suporterilor suceveni. Ne dorim meciurile de acasă, în primul rând, ceea ce vedem noi asta, aici, asta, pentru că anul trecut numai așa pățeam, erați cu rezultate foarte bune de afară. Dacă și știți că și ultima dată când am fost la emisiune, v-am zis că asta îmi și doresc, în mod special să câștigăm jocurile de casă, ca lumea să plece mulțumită de la stadion, să avem, în primul rând, victoriile să fie acasă. Că lumea să fie mulțumită și să avem cât mai mulți spectatori, pentru că e și normal, dacă ai rezultate, lumea o să vină. Și sunt sigur că dacă vom avea rezultate și vom fi mereu un obiectiv, adică în primele 6 clasate, sunt sigur că și stadionul va fi plin sau aproape plin. Aproape plin, pentru că spre exemplu, la ora actuală nu știm și aici, nu pot să întreb pe Dorin, care e situația cu tribuna a doua? Tribuna a doua, zic eu că săptămâna asta se termină expertiza. Din cele știm noi acum, va fi redeschisă. Da, practic, dacă discutăm de un sector închis, va fi acela din semi-podcoavă. Da, da, ăla care e închis din anul 2000. Care se știe că e cu probleme. Dar da, e posibil tribuna a doua să fie redată. Da, da. Noi am și pregătit, am și igienizat-o, vopsit-o. Am înțeles. Asta e bine, pentru că eu trăiesc cu senzația că dacă vom reuși să legăm câteva rezultate pozitive aici pe areni în primele etape ale campionatului, numărul de spectatori va fi foarte, foarte mare în scurt timp. Bașca, că am mai zis de vreo două ori în emisiune că acesta a fost al doilea meci oficial, primul meci oficial a fost în Cupa României, am jucat cu Știința Miroslava și practic ne-am calificat atrăgând asupra noastră, ca să spun așa, dreptul, ce obțin așa știam că era până acum, dreptul de a organiza pe terenul nostru un meci cu, în urma tragerii la sorți evident, un meci cu o echipă de Primă Ligă. Păi ăsta e și primul nostru obiectiv și cel mai apropiat, să zic așa, următorul joc de cupă, care va fi marța viitoare. Sper. Dar ce, știm cu cine jucăm? Nu știm, încă așteptăm să vedem. Indiferent cu cine jucăm, sper să câștigăm jocul și să aducem o echipă de Liga 1. Pentru că suporterii merită acest lucru și cred că este... Da, stați așa, deci marțea viitoare jucăm cu o echipă de Liga 2, nu? A doua sau a treia? Cu Liga a treia. Dar jucăm pe teren propriu. Nu. Nu? Nu, jucăm în deplasare. La echipa mai slab cotată, da? Și dacă scoatem, în proporție de 80-90% probabil vor juca la Târgu Neamț. Probabil. Se face zonal. Da. Va fi un joc dificil, că știți cum sunt. Și jocul de la Miroslava, dacă... Să știți că meciul a fost mai dificil decât o arată rezultatul. Deci 3-0, dar au avut și ei situații de a marca și a fost un joc așa. Jocurile astea de cupă, știți cum, toți se dăruiesc, mai ales acum s-a schimbat sistemul. În momentul când intră Liga 1, echipele mai slab cotate joacă acasă și toată lumea își dorește să aducă o echipă de Liga 1, mai ales cei de Liga 3. La fel ca și noi. Și iar când joci la o echipă de Liga 3, motivația lor este mai mare. Exact cum s-ar întâmpla la noi dacă am jucat cu o echipă de Liga 1. Te motivezi la maxim. Da. Dar eu sper să trecem și peste acest joc și să aducem o echipă de Liga 1 la Suceava. Oricum, mai multe lucruri, din ce am înțeles eu, dacă să discutăm strict din punct de vedere administrativ, mai multe lucruri bune s-au petrecut la sediul clubului. Da, s-au renovat toate vestiarele, băile, dușurile, dușuri noi, tot ce e interior este renovat. Cu alte cuvinte, dacă vin o echipă, nu ne facem de râs. La vestiare nu, acum să vedem în teren. Bun, dacă e să discutăm de în teren. Anul ăsta eu am constatat o repatriere dragă mie, și anume Andrei Rohețchi. Da?
Deci s-a întors Roiu în poartă. Acum avem, o secundă, haideți să începem cu portarii și să discutăm așa. E Andrei Rohețchi, Cătălin Pascal și mai avem un puști? Da, mai avem un puști de la copii, dar bine, baza e doi. Sunt doi portari cu experiență, doi portari pe care te poți baza la orice oră și în orice joc. Asta e bine, pentru că cel puțin Cătălin, din păcate, avea acele fluctuații, avea meciuri când de unul singur scotea rezultatul. La meci, da. Da? Și avea și meci în care spectatorii practic nu mai recunoșteau ca fiind cel din precedentul. Un portar foarte talentat, dar căruia cred că primul lucru care îi trebuie o concurență în regulă. Sigur, și acum cred că are o concurență. V-am zis, sunt de valori apropiate, care va fi mai în formă. Acela va fi în meciul respectiv. Sigur. Bun. Am rezolvat problema și o problemă foarte importantă să ai doi portari de valori apropiate. Sigur. Nu ne mai e. Și în Liga 1 îi vedem atâtea rezultate ca să nu ne ducem în alte competiții. Linia de fund. Primul întors. Iarăși întors. Mă bucur. Repatriat. Plecanciu. Da. Da. Un copil extraordinar din punctul meu de vedere. Sau cel puțin era extraordinar când a plecat. Și acum, de când s-a întors, l-am văzut. Același bun simț care îl caracterizează. Sigur. Deci, linia de fund este, zic eu, una dintre cele mai experimentate din Liga 2. Dacă luăm fiecare jucător în parte, v-am zis, multe jocuri la Liga 2. Chiar și la Liga 1, cei doi, Daniel și Cuseme. Balan și Semeghin sunt practic jucătorii la Naționala de Tineret de acum câți ani? În 2001. În 2000, da? 14 ani. Da. 13-14 ani, 2001, cam așa a fost. Unul la Steaua, unul la Dinamo. Adică cam e ceva. Sigur. Bun, cu... Cea mai bună apărare e atacul. Și acolo stăm bine. Așa, deci a mai venit și Plecanciu cu Velescu aici. Sigur, Ferrariu, Sava, la fel, jucători care au multe jocuri la Liga 2 și au experiență. Da. Pe care te da. Poți baza la orice oră, da? Sigur. Și iar concurența asta, v-am zis, cred că e benefică echipei. Am înțeles, deci Ferrari, Usava, Plecanciuc, Velescu, Bălan, Semeghin, cine ține poștea doi în priză, Bălan și pe Semeghin? Bălan și Semeghin. Noi singur. Că poți să faci și golov ca fundaș dreapta. Da, sigur, avem soluții și pentru fundaș dreapta. Băgu, fundaș stânga. Băgu și spătar, fundaș stânga, sigur. Așa, mijlocul. La mijloc, la fel, suntem acoperiți, avem o linie de mijlocași, jucători tineri toți, Sumanariu, Apostol, Sfrijan, Burcea. Aici am suferit cel mai tare. Da, anul trecut chiar a fost o problemă aici, la mijlocul terenului, practic, l-am avut doar pe Sumanariu și Stănescu, mijlocași centrali. Și am mai improvizat, ba cu Ferrariu, ba cu Plămadă, ba... Așa a fost situația. Acum stăm bine. Zonele laterale, avem copiii ăștia tineri care sunt de perspectivă, toți, chiar toți, Băgu, Cerlincă, Tiron ăsta, care e un copil extraordinar. De mâine o să fie prezent la antrenamentele noastre și Nichitoaia. Am avut azi o discuție cu el și de mâine o să fie și el la antrenamente. Iar un atac, ce să zic, trei jucători cu trei atacanți. Bun, toți trei, cu calități, golgheteri, înnăscuți toți trei. E bine, că e concurență și... În atac e așadar Negru. Negru, Marinković și Matei. Marinković e la câta revenire la Suceava? A doua. A doua? Da. Dar lui a priit aici, întotdeauna când... Sigur, și acum a venit cu poftă de joc. Și a crescut mult în valoare. Și a crescut în valoare, a venit cu poftă de joc și s-a văzut asta în jocurile de pregătire. A marcat în fiecare joc. Și Matei? Matei, la fel, un jucător cu experiență, cu care multe meciuri la Liga 2
la Liga 1 chiar. Matei, de unde a fost adus? Ultima Galați. Dată la Galați, la Dunărea. Ultima oară la Dunărea Galați, da? Da. Un jucător cu experiență și un jucător de careu. Ceea ce ne-a lipsit anul trecut. Haideți să vă spun așa, care e viziunea mea? Și de fapt am mai și discutat, dar nu foarte apăsat din punctul ăsta de vedere pe tema asta. Mie când îmi prezentați echipa, eu uitându-mă așa ochiometric știind ce a fost ediția precedentă în Liga a doua, eu vă spun cu echipa asta, dacă ne ferește bunul Dumnezeu de accidentări și alte tâmpenii, cu echipa asta noi promovăm. Da? Deci, atenție ce am spus. Pe ceea ce a fost anul trecut în Liga a doua. Da? Uitându-mă anul ăsta în Liga a doua, încă nu pot să-mi dau seama pentru că încă nu au evoluat lucrurile. Și de asemenea, vă spun sincer, nici n-aș prea aș vrea să promovăm și spun și de ce. Pentru că o promovare cu oricât am mai crește, la Liga 1 nu facem față. Mai ales pe noua structură cum au de gând să o facă. Dar să pornim un proiect serios pentru Liga a doua, să ne consolidăm poziția așa cum era Suceava odată, adică echipa care era un pilon puternic în Liga a doua, eu cred că putem realiza lucrul ăsta. Nu spun cuvinte mari când spun că putem promova. Eu personal cred. Dar nu știu nici ce alte echipe cât s-au întărit sau cât au mai slăbit. Eu personal cred că anul acesta o să fim o echipă greu de bătut. Și sunt sigur că ne vom îndeplini obiectivul ăla de a prinde locurile 1-6. Cu alte cuvinte, de a fi liniștiți în play-off. Sigur, după sezonul regulat. Dar e prematur să vorbești de promovare. Nu, domnul Tudoreanu, eu am spus așa, văzând echipa de acum, și atenție, deci cu doi portari de certă valoare, da? Cu această linie de fund care iarăși e valoare și măcar prin faptul că ai cei doi fundași, dreapta și fundaș stânga, care anul trecut Daniel Bălan a fost printre golghete. Și printre golghete, dar și catalogat cel mai bun fundaș dreapta din Liga a doua, da? Semen are sens să vorbim, că dacă ne uităm la orice meci, vedem că e motorul echipei. Iarăși în centru apărării jucători de certă valoare. Mijlocul, încă nu l-am văzut la lucru, dar o să-l vedem. Iar în atac, Marinković, Negru și Matei. Pe Matei nu știu, dar Marinković și Negru, clar, doi jucători foarte buni. Repet, să n-avem parte de ghinioane, să n-avem parte de accidentări. Și eu vă spun, pe ceea ce am văzut până acum la Liga a doua. Și cealaltă echipe, practic, s-au mai întărit. A fost și cazul Farului, da? A spus 17 jucători și au schimbat. Să vedem și cealaltă echipe. Dar pe ceea ce am văzut eu anul trecut în Liga a doua, eu zic că avem toate șansele să promovăm. Spun cuvinte mari, domnul Moldovan, sau sunt prea exaltat? Noi sau... nu trebuie să zicem Farul a adus 17 jucători. Noi am adus 10, dar spun cu tot sufletul așa, 10 jucători buni. Buni, chiar foarte buni jucători, care chiar le mulțumesc că au acceptat și au venit. Și am ala, cum vă știu, că nu sunt convins nici pe bani grei. Exact, deci au venit fiindcă, într-adevăr, noi avem un proiect în care plătim munca. Primele sunt destul de frumoase, 5 milioane punctul, salariile sunt mici. Noi dăm bani la zi, nu mințim, nu, atât avem, atâta putem să dăm. Și băieți au venit, băieți tineri care vor să joace, cum este Sfrijan, l-am adus pe ultima sută, de la Dunărea anul trecut. Tiron la fel. Tiron, iarăși, 3/4 din salarii plătesc cei de la Botoșani. Pe urmă, Apostol, Liga 1, la Chiajna mai jucat, așa, 92 născut, se vede maturitatea în joc. Burcea, copil bun, linia de mijloc chiar ne încântă, fiindcă aici am suferit cel mai mult. Eu am zis, linia de mijloc nu știu. Și atacul, noi nu, în afară de Negru, nu știu cine putea să dea, fără să jignesc pe ceilalți, nu știu cine putea să dea cu capul. Da, sigur, avem benzile foarte bune. Bălan, Semeghin, urcă, centrează, orice minge centrată în careu, nu era Negru, era minge pierdută. Toți se prindeau Negru, îl țineau doi, nu mai putea da cu capul. În rest,
nu am avut. Acum nu trebuie să ne ascundem, spunem adevărul și asta e. Avem. Știți cum e? Dacă, dacă toate, acum. Mai spunea cineva, domne, care e secretul în fotbal? Și spunea, domne, investiții, pentru că trebuie adus jucători buni. În perioada asta de criză, uite că se poate și fără bani, dar cu cap. Să-i aduci și pe cei care sunt motivați sau își doresc să crească și sunt dispuși la a munci pentru a câștiga respectivii bani. Nu contract mare, ci, domne, la punct, odată. Iarăși îmi spunea că e nevoie și de deci muncă, trebuie și talent, dar mai trebuie ceva în fotbal, care nu poți antrena, norocul. Și asta zic, domne, depinde și cum se derulează toate astea. Știți. Da? Bafta, norocul ține cu cel bun. Că nu vedeți la cel... E un proverb românesc, omul la sărac, omul sărac... Nici bun. Nici băie, nu trag, așa e. Seme, zi-mi cum e... Eu de la tine vreau să aflu. Cum e linia de mijloc acum, rapidul? Vreau să zic, în primul rând, de achizițiile făcute. Eu, după părerea mea, și am jucat și eu fotbal și am văzut. După părerea mea, foarte bune achiziții. Ăștia 10 băieți care au venit. Din punctul meu de vedere, se pregătesc foarte bine și la antrenamente și... Ei, bă, îi simt și la antrenamente și la joc și la Miroslava, unde am jucat și acum la Constanța. Punctul meu de vedere, foarte bun. Achiziții foarte bune, reușite. Acum să demonstreze un teren ca o valoare și că merită să joace, să fie titular. Echipa e legată din punctul tău de vedere? Au început să existe acele relații de nu joc? Puteți spune acum. E un avantaj că, uite, sunt jucători care au mai trecut pe aici, un Plecanciuc, Marinković, adică mai sunt totuși păstrate câte ceva din vechile trasee. Da, e prematur, pentru că dacă stăm și ne gândim, de exemplu, Sprijan, da, are 30 de minute jucate. Da. Da? Înainte de, mă refer înainte de jocul de la Constanța. Da. Am jucat doar 30 minute, Tiron niciun minut. Da. Încă nu suntem omogeni. Dar sper eu, după 2-3 jocuri, echipa să înceapă să arate sigur, să exprime altfel. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog frumos, vis-a-vis de partea asta financiară. Și aici bănuiesc că aveți poate de adus câteva mulțumiri. Știu că în primul rând tradițional vorbind, ceea ce cred eu că dacă nu e prin lege, dar moralmente trebuie să discutăm de lucrul ăsta. Primăria este, ca să spun așa, principalul suporter financiar al clubului. În primul rând știm foarte bine că în România orice echipă de fotbal, dacă nu are primăria în spate, este un club mort, exceptând câteva cluburi de Liga 1. Foste departamentale. Așa. În rest, vedeți cum se întâmplă, unde oțelul galaz, da? Primăria nu prea îi mai ajută, acum se vede că sunt probleme. Și orice echipă, Slobozia, oraș mic, îi ajută primăria, alte LAN, pe noi ne ajută primăria și o să vedeți la anul, dacă nu o să fim în primele trei. Anul ăsta este un an în primele șase și la anul în primele trei. Că jucătorii care au venit, majoritatea au semnat pe 2 ani. Și cu siguranță vor mai rămâne. Eu știu ce îmi doresc pentru partea din ei? Ca după primul an să-i caute echipe mari sau mai mari din eșalonele superioare și să-i cumpere. Da, este o variantă pentru a face și noi. Păi, da, asta e principalul deziderat, că multă lume spunea, doamne, dar nu-i bine. Ba da, e foarte bine și tocmai lucrul ăsta poate funcționa foarte în regulă pe viitor, pentru că automat, în locul celui plecat, va vrea să vină altul care să prindă rampa respectivă pentru a ajunge. E bine că colegii au vrut să semneze mai mult, un an, 2 ani. Da. Dacă vin jumătate de an, vin o lună accidentat, e ceva neîncredere, nu? Exact. Așa cum la 2 ani e altceva. Asta le-am explicat și eu. Interesul este comun. Ori promovăm împreună, ori te promovăm. Dacă ai valoare și noi nu putem promova. Ai valoare, te promovăm pe tine în Liga 1. Avem noi ca și club valoare, promovezi cu noi. Acum se vede că nici tot se sperie. Dacă promovezi în Liga 1, nu cheltuiești mai mult ca la Liga 2.
Plus dar, că vin și banii din drepturile de televizare. Aici și... este, dar da. Cheltuiești cu infrastructura. Până ce te pui la punct, trebuie să cheltuiești. S-a văzut și la Botoșani, acum au terminat și nocturna, încălzire sub teren. Sunt multe spațiile care ți le cere... Da, normativ UEFA până la urmă, da. nu discutăm de... Da. Dar noi cum avem în proiect și noul stadion, poate, de ce nu, în 2 ani să promovăm, să fie gata și noul stadion, să fie o emulație exact ca la Ploiești. Eu vă spun următorul lucru, eu nu cred că, dacă prindem un culoar extraordinar de bun, eu nu cred că o să ne dăm la o parte. Da, dar vedeți că când joci la... E posibil să nu avem dreptul de promovare dacă nu ne permite terenul. Trebuie să-ți faci dosarul de licențiere. Și atunci, de ce nu? Noi putem să spunem că jucăm la Piatra Neamț. Am înțeles. E ca și variantă. Sau că nu mai aproape aici, la Botoșani. Da, iar rivalitatea e prea mare ca să jucăm la... Cu toate că noi avem o relație foarte bună cu cei de la Botoșani, dar... Știți cum? Există rivalitate mare și între Arad și Timișoara. Bine că ei au alte probleme, dar rivalitatea asta se transformă și într-o prietenie adevărată. Am înțeles că Aradul cel puțin își doreau să retrogradeze în Liga 3-a ca să poată juca cu Timișoara. Exact, ca și cum puneți că Timișoara joacă la Arad sau invers. Bun, nu e chiar de manieră asta rivalitatea. Primul meci acasă, sâmbătă la ora 11, mai avem vreo 2 minute din emisiune și aș vrea ca să facem o promovare. Stați că nu m-am epuizat. În afară de primărie, cine a mai venit lângă club? Lângă club, lângă staff, lângă Gabi Klim, care știu că... și a pregătit inclusiv sănătatea în ultima. Este și domnul Ionuș, care știm tatăl lui, regretatul fotbalist al Sucevei, care ne ajută foarte mult și până în prezent cu domnul Gabi Klim ne-a ajutat să fim cu salariile la zi. Știm foarte bine că la primărie faci proiectul, banii ei după 3-4 luni, ianuarie, februarie, martie, nu ai bani. Și dacă nu ai pe cineva cu bani în spate să te ajute, e greu de convins jucătorul să pună suflet, mai ales ianuarie, februarie, cantonamente, pregătiri, frig. Sigur, și asta e cel mai important, să fii băieții cu banii la zi, să nu aibă grijă banilor. Știi, imediat cum... Adică să aibă grijă a fotbalului, nu altceva. Sigur. Dar anul ăsta chiar așa s-a întâmplat. Adică n-a fost o zi întârziere. Și domnul Boghiu Ionuș știm foarte bine. Joacă și acum fotbal, se mai antrenează cu băieții, numai că nu are timp din cauza afacerilor. Și... ne ajută extraordinar de mult. Vedeți dumneavoastră, sunt momente în care genul ăsta de oameni trebuie să le mulțumim, pentru că chiar pun pe lângă bani, pun și suflet. Eu cel puțin așa interpretez lucrul ăsta și sunt... Acum ce să... Vedeți că și domnul Gabi Klim ne ajută, este domnul Lachman cu... ne ajută mult, chiar astăzi am făcut niște bannere cu primăria și Consiliul Local Suceava, l-am sunat și zice nicio problemă, ele le plătesc eu, masă ne ajută la jucători, prânzul servim acolo, nu? Da, da. Genul ăsta de ajutor care vine și eu îmi doresc să vină cât mai mulți suceveni odată cu rezultatele bune, odată cu încropirea acestei noi echipe, pentru că îndrăznesc să spun că e o nouă echipă, sunt mai mulți jucători mai vechi, mai cu state de plată, mai vechi la noi, dar îndrăznesc să cred că e o nouă echipă, un nou start important și am văzut și colegul meu din presă, Gabriel Todărașcu, a înțeles să vină alături de echipă, am înțeles că vom avea din nou program de meci, vom avea intrarea cât va fi? 5 lei, simbolică. Asta ca să fie mai ușor la numărat să spunem că spectatori au fost, nu? Da, vedeți că și cu programul de meci. Am vorbit cu domnul de la Lidana, dacă pot să dau nume, de la tipografie. Ne face gratis totul.
Adică este ceva. Că... Bun, dar încetul cu încetul, adică vedeți dumneavoastră un ajutor mic de, un ajutor mic de acolo, s-ar putea să, să pornim din nou un lucru bun aici la Suceava. Și am vrea să promovăm, numai că domnul Lachman a zis că dacă promovăm, ne ia dumnealui autocar, ca să-i luăm banii pe autocar. Am înțeles. Doamne ajută, de ce nu? Deși bă, asta cu promovatul, haideți să o lăsăm peste un an sau doi. Nu, nu, am zis peste 2 ani. Peste 2 ani, nu forțăm, nu forțăm, că okay. Am zis anul ăsta în primele 6, așa ca să fim, și la anul primele 3 acolo a luptat pentru autocar. Dar nu să fie mai greu la anul când vin măcar 3 din Liga 1? Da, vedeți, de ce dacă vin în Liga 1? Suntem care peste... vin din Liga 1 se desfințează. O, da. Și asta e, și asta e o problemă. Eu vă doresc mult succes în, în acest sezon și pe viitor. Asta este că se poate declar. N-avem probleme. Nu schimbați antrenorul după două etape, că la alții nebuni, nu? La noi, vedeți, cel mai bune rezultate le-am avut cu domnul Tudorean. Ce să... Nu? Eu știu. Da. Noi și Manchester... Vă doresc mult succes în, în acest an, iar șampania rămâne, tot așa, o reportăm. Cred că șampania asta ori devine foarte valoroasă, că devine foarte veche, ori o aruncăm că se strică. Nu, o bem ca să nu avem probleme. Stimați telespectatori, atât pentru această ediție a emisiunii Bucovina Sport Action, așadar Rapidul, un nou sezon competițional, de asta dată îndrăznesc să spun unul care va fi mult mai bun, mult mai reușit, cel puțin așa se arată a fi acum de la bun început. Eu vă invit în numele lor sâmbătă de la ora 11 pe stadionul Areni pentru a vedea un meci important și interesant cu FCM Dorohoi. Da. FCM Dorohoi. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.